Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Nu știu câtă lume s-a trezit în dimineața asta, că aseară până târziu, cred că, cum stați cu vocile? Într-o simplă căutare pe Facebook, toată lumea a fost la meci, că a fost online, că a fost pe stadion, o comunitate, dragii mei, un 4-0, așa, o îngenunchiere, să spunem, acasă la Hunedoara. A fost un moment deosebit, nu pentru că am câștigat meciul, neapărat, comunitatea în sine. Felul în care peste 13.000 de inimi au transmis acea energie pozitivă către cei care alergau balonul. Că până la urmă asta e un meci de fotbal. Nu știu cum aș putea eu să îl întreb pe invitatul meu din această dimineață. Simplu îl întrebăm. Bună dimineața! Bună dimineața și bine te-am găsit, Ioana. Mă bucur că sunt aici la emisiunea Dale Dimineții. Într-adevăr, e dimineață și eu sper ca foarte mulți dintre locuitorii de Vesă și în special din județ să se uite la această emisiune. Sunt convins că va fi o bună dimineață și, da, așa cum spunea adineauri, da, într-adevăr, e un vis realizat de o echipă. Atunci când ești parte dintr-o echipă și îți dorești să realizezi lucruri bune în echipă, se poate. Exemplu, l-am avut aseară pe stadion la Corvinu și a adus acest eveniment, a adus o bucurie hunedorenilor în general și nu numai, pentru că am văzut pe stadion aseară oameni și din alte județe și asta m-a bucurat și m-a încântat. Alături de mine la Dale Dimineții l-ați văzut deja Gabriel Ionașcu. Putem să-l titrăm deja că a fost anunțat. Știm cu toții deja, e candidatul Partidului AUR la primăria Deva. Dar în această dimineață nu o să facem politică, pentru că aici la Dale Dimineții încercăm să povestim despre oameni. Așa cum am povestit, cum eu am spus în promo de ieri dimineață, mi-aș dori să aflu de ce s-a hotărât să facă politică. De ce s-a hotărât să iese în față, pentru că face să iasă în față, mulțumesc Rosi, bună dimineața, de ce s-a hotărât să vină în linia întâi, știm deja de ce a hotărât să vină în linia întâi, că e obișnuit, tocmai asta e ideea, să stea în linia întâi, dar care e gândul cu care vine, ce aș și-ar dori să schimbe. Și, nu știu, să aflăm mai multe lucruri despre omul din spatele costumului. Pentru că noi, oamenii de rând, mereu îi vedem îmbrăcați în costume, la cămașă, la cravată, în conferințe de presă, dar cu greu reușim să trecem dincolo, să ne dăm seama, de fapt, ce gândește și ce simte omul din spatele costumului. Acum, întrebarea cu care iubești sportul? Categoric. Categoric iubesc sportul pentru că eu la rândul meu am fost un sportiv de performanță, am practicat de mic sportul de contact și îmi place performanța. Îmi place să fac performanță atât în, pentru mine personal, cât și acolo unde am ocupat, de-a lungul carierei mele, unde am ocupat pozițiile pe care le-am ocupat, am făcut performanță. Acum, eu am zis-o cu tâlc în linia întâi, chiar ați fost în linia întâi ani de zile, dar până să ajungem în linia întâi, da, aș vrea să aflăm unde ați crescut, unde v-ați născut, unde v-ați trăit copilăria,
cum a fost copilăria și să începem cu începutul. De fapt, unde e născut Gabriel Ionașcu? Gabriel Ionașcu s-a născut într-o zonă mirifică, aș putea spune, în Ținutul Pădurenilor, mai exact în Comuna Ghelari. Și am avut o copilărie foarte frumoasă, dat fiind faptul că pe vremea aceea nu exista Facebook, nu exista telefonie mobilă și atunci interacțiunea dintre copii, interacțiunea umană, practic, de care, din păcate, în momentul de față suferim pentru că mai noi interacționăm doar prin intermediul device-urilor, atunci era realizabilă, era posibilă. După cum spuneam, am născut în acest mirific ținut al Pădurenilor și mi-a făcut o deosebită plăcere să locuiesc acolo până aproximativ la vârsta de 7 ani, când părinții mei s-au mutat din Ghelari, s-au mutat la Hunedoara, iar pregătirea educațională mi-am desăvârșit-o în municipiul Hunedoara. Acolo am crescut, m-am format și, bineînțeles, după care am plecat liceu, școală militară și o carieră militară, de altfel. Și iată-mă aici, în fața dumneavoastră, în momentul de față. Deci a plecat din Ținutul Pădurenilor în linia întâi, ca să păstrăm așa oarecare. Care e cea mai frumoasă amintire de acolo, din Ținutul Pădurenilor? Eu mereu țin, așa, să ne aducem aminte ce ne leagă de pământ, de acasă, din copilăria noastră. Ce păstrați în sufletul dumneavoastră de acolo, din Ținutul Pădurenilor? În primul și în primul rând, bunătatea oamenilor. Prin lucruri simple, oamenii sunt foarte buni. E acea conexie care se face și se realizează între oameni prin simplu fapt de a dărui. Se făceau, de exemplu, erau, mi-aduc aminte cu plăcere, noi locuiam la barăci în colonie, cum se spunea, pentru că părinții mei au venit din zona Moldovei și s-au aciuat aici, în județul Hunedoara, și noi locuiam în colonie. Bineînțeles, de la denumirea de colonie vă dați seama că era foarte populată, da, la vremea respectivă, pentru că județul Hunedoara este un județ monoindustrial, ori toată zona Ghelariului era doar minerit. Și implicit toată lumea stătea în colonie, cu excepția localnicilor. Ei, chiar noi, fiind vinituri, cum spuneau localnicii, eram foarte bine văzuți de ei și de multe ori veneau doamnele de acolo, veneau, ne aduceau la locurile de joacă unde ne adunam noi și veneau cu plăcinte și era foarte, foarte frumos. Eu spun de fiecare dată când am ocazia că județul Hunedoara e populat cu oameni faini. Eu mă trag deloc din Alba. Acum nu că noi ăștia deci de aproape, de la vecinii de județ, să spunem, dar nu suntem atât de primitori acolo acasă la mine, în județul Alba. Aici, în județul Hunedoara, oamenii au au o căldură sufletească deosebită. Eu am luat-o de la capăt, așa cum cei care mă cunosc știu, de vreo 2 ori. Am mai plecat, m-am mai întors în țară, ajungem și acolo. Și tot județul Hunedoara l-am ales, pentru că e ceva deosebit. Are județul ăsta o putere, o dragoste aparte, să spunem așa. Și da, te cheamă înapoi, te trage pământul, cum se spune, te cheamă înapoi. La propriu te cheamă înapoi, da. Acum, de la Ghelari la Hunedoara nu e foarte departe și totuși e o schimbare destul de mare, pentru că să vii de la Ghelari într-un municipiu, în ce an, că vorbim totuși de... Prin anii 80. Prin anii 80, când
Tot povestesc eu cu Nicol Ebner, care e hunedorean, că în anii 80 Hunedoara era un municipiu dezvoltat, să spunem, o industrie, da, o viață socială foarte... foarte populat, un municipiu foarte populat. Ce a însemnat pentru copilul Gabriel Ionașcu venirea de la Ghelari, unde toată lumea te ține de mână, pentru că cunoaștem, să vii la Hunedoara într-un oraș așa, nu știu, mare, multă lume. Ce-ați simțit? În primă fază, bineînțeles că este o schimbare de percepție și cu atât mai mult prin prisma unui copil, este o schimbare de percepție a prelocării dintr-o parte în alta, însă am apreciat foarte mult disponibilitatea părinților de a oferi mie și fraților mei, a oferi posibilitatea unei curicule de învățământ care să acopere necesitățile noastre de pregătire pentru viitor. Nu a fost simplu, nu a fost ușor, pentru că părinții mei au fost nevoiți în continuare să facă naveta la serviciile pe care le aveau la vremea respectivă acolo, în speță tatăl meu lucrând în mină, mama mea fiind moașa comunală și așa, după cum știți, la vremea respectivă încă Ghelariu avea centru de maternitate. Deci atât de mulți copii se nășteau acolo, iar mie îmi place de multe ori să merg cu mama mea de mână pe stradă și să văd cu mândrie cum cu ea a născut, cred că, peste jumătate din municipiul Hunedoara. Ce prin frumos. Prisma serviciului care l-a avut. Ulterior s-a transferat la Spitalul Municipal din Hunedoara și și-a timp de 37 de ani și-a desăvârșit activitatea acolo pe același post, adică moașă, femeia care aducea la viață alți copii. Da, nu știu dacă mi-aduc aminte medicul, deși părinții ne povestesc despre copilăria și în cazul meu, dar pe moașa o știe toată lumea. Da. Asta e moașa, mai... primarul și șeful de post. De post. Exact, mi-a luat și preotul. Așa e, cu toții știam cine e preotul, cine te-a botezat. Din comunitate, cine te-a botezat, cine te-a dus pe lume, cine te-a botezat, șeful de post și, bineînțeles, și primarul care e șeful urbei. Cine era primar la vremea aia? Mereu există la fiecare întâlnire de sărbătorile, de Paște, de Crăciun, când ne întâlnim acasă, povestim, oare cine era primar? Mai știi că atunci așa, mai știi. Astea sunt poveștile copilăriei care ne leagă și care, dragii mei, ne formează ca oameni, ne dă un zvâc. Și aici ajungem la linia întâi. Un copil 7 ani vine. Când s-a declanșat acel click să își dorească copilul din Gabriel Ionașcu să îmbrace uniforma militară? Totdeauna viața mea a fost ghidată, poate și prin prisma faptului că ca și fost sportiv de performanță, după cum vă spuneam, am practicat judo, am făcut parte și din lotul național și unde am avut rezultate deosebite și, bineînțeles, ca și sportiv și ca și om, viața mea a fost ghidonată de rigurozitate în ceea ce mă privește pe mine ca și individ. Am fost foarte riguros cu mine pentru că mi-am dorit întotdeauna să fac lucruri bine făcute. Mi-a plăcut lucrul bine făcut. Și atunci nu poți să atingi acest deziderat fără rigurozitate. Ori, ulterior, după ce am terminat liceul, bineînțeles, așa era pe vremea respectivă, mergeai în armată, că era serviciu militar, era obligatoriu, și executând acel serviciu militar obligatoriu, mi-am dat seama că, da, este ceea ce mă caracterizează pe mine. Disciplina, rigurozitatea, îmi place să fac parte dintr-un sistem care este bazat pe niște rigori și pe niște valori firești normale și care, la rândul lui, acel sistem să aducă normalitate în viața oamenilor. Mi-a plăcut să fiu un om al oamenilor.
Și asta m-a determinat ca ulterior să aleg să merg la școala militară, la Câmpina, pentru că la vremea respectivă, așa era protocolul, nu puteai să mergi în școala militară dacă nu aveai serviciu militar obligatoriu satisfăcut. Deci era o rutină, ca să zic așa. Cam asta era ciclitatea. Dar, repet, serviciu militar obligatoriu pe care, stagiu militar pe care mi l-am satisfăcut în conformitate cu legislația în vigoare de la vremea respectivă, el a fost cel care mi-a trasat direcția, ca să spun așa. Și am zis, asta trebuie să fac și tot ceea ce am făcut, am făcut cu demnitate și cu onoare, respectând uniforma pe care am purtat-o timp de aproape 27 de ani. Practic, acum suntem în prag și astăzi este ziua jandarmeriei și urez pe această cale, urez la mulți ani foștilor camarazi, cât și colegilor rezerviști, le urez un sincer și călduros la mulți ani pe această cale prin intermediul emisiunii tale. Și revenind la faptul că mi-am desăvârșit activitatea, întreaga activitate în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarm Hunedoara, timp de 27 de ani, iată că din 100 și ceva de ani de jandarmerie hunedoreană, 27 de ani i-am dăruit eu. Ce frumos! Ce înseamnă iubirea de patrie? Pare un slogan. Dar cei care îmbracă haina militară, așa cum eu îi cunosc pe marea majoritate dintre ei, și am destui prieteni pe care îi salut și le spun astăzi la mulți ani, din tot sufletul, ce înseamnă pentru dumneavoastră, Gabriel Ionașcu, iubirea de patrie? Cum ați descrie-o în câteva cuvinte? Ce simțiți în momentul în care auziți imnul României? Ceea ce am simțit de fiecare dată, începând de la depunerea jurământului militar, prima și prima dată când am depus jurământul militar, în perioada în care am satisfăcut stagiul militar, ulterior în școala militară, iar cu riscul de a mă repeta, toată activitatea mea a fost ghidonată de acest jurământ militar. Adică jur credință patrie mele România. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Credeți-mă, mi-a respectat acest jurământ. Din fericire, și suntem fericiți pentru că n-am parcurs momente dificile față de vecini de-ai noștri în care să-mi fie viața periclitată, atât a mea cât și a colegilor mei. Deci nu a fost nevoie de... Dar, într-adevăr, mi-am dedicat întreaga activitate sub această deviză. Iar noi, jandarmii, mai avem o deviză. Lex et ordo, adică lege și ordine. Toate activitățile mele și tot ceea ce am făcut eu au fost ghidate de acest concept. Lege și ordine. Foarte frumos spus, îmi dă fiori. Eu îi întâlnesc prin prisma meseriei de jurnalist de foarte multe ori. Merg la diferite evenimente unde îi vezi, dragii de ei, că plouă, ninge, bate vântul, ei sunt acolo lângă noi. Și eu o spun cu tot sufletul și cu toată dragostea față de jandarmeria română. Ei știu că eu țin foarte mult. Eu atunci când îi văd acolo, în stradă, pe câmp, la evenimente, mă simt în siguranță, pentru că știu că dincolo de uniforme au suflete minunate și au așa o dăruire aparte. E jandarmeria română, e la momentul ăsta, zic eu, poate unul dintre cel mai important pilon al liniștii acestei societăți. Eu așa cred.
E o părere. Dar eu atunci când îi văd în stradă, știu că pot să dorm liniștită. Aș permite să mai adaug un lucru vis-a-vis de devotamentul acestor oameni care îmblacă haina bleu jandarm. De multe ori, jandarmeria este asimilată cu anumite situații și sunt făcuți, li se aduc anumite apelative. Destul de răutăcioase, aș spune eu. Însă, vă rog să vă gândiți foarte atent și cu toți, și e un exercițiu pentru fiecare dintre noi, să se gândească atunci când au rămas cu mașinile nepotmolite în zăpadă, când au fost calamități naturale, când s-au întâmplat atâtea și atâtea nenorociri în care tot jandarmii au fost cei care au scos oamenii din incendii, din nămeți, dintre ape, le-au salvat bunurile, le-au păzit bunurile și așa mai departe. Da, într-adevăr, jandarmeria este instituția specializată a statului pentru menținerea și restabilirea ordinii publice ori de câte ori este aceasta tulburată. Aceasta este o realitate și oriunde în lumea civilizată există o asemenea instituție. Ceea ce fac jandarmii și leagă jandarmeria de comunitate este acest legământ invizibil pe care îl facem cu comunitatea de a fi alături ori de câte ori este nevoie. Chiar și până la campanii de donare de sânge, și au fost foarte, foarte multe campanii de suflet organizate de slujitori în haina bleu jandarm. Asta înseamnă, sau cel puțin aici văd diferența în momentul în care îi vezi că lasă tot și dau mână de la mână. Am văzut dau lanțuri, haina de pe ei și... Am văzut lanțuri umane la propriu făcute de jandarmii noștri. La mulți ani, dragii noștri, și invitatul meu vine din rândurile voastre și presupun că ați păstrat din, chiar dacă ați renunțat, să spunem, la cariera militară, ce ați păstrat în civilie din acești ani? Ce ați adus cu dumneavoastră în civilie? Deci ați renunțat, cumva am făcut eu un exercițiu de imaginație înainte, dai haina militară jos, dar nu o pui pe scaun. Da. O ții pe braț. Adică rămâi cumva... Rămâi ancorat. Nu poți să te dezici, să te dezici de ceea ce ani de zile ai făcut. Adică în continuare vei fi marcat de aceeași rigurozitate, de aceeași disciplină, vei dori să faci lucru bine făcut, vei dori ca lucrurile să fie în ordine, să-și urmeze făgașul normal, firesc și așa mai departe. Deci asta cu de mâine gata, am terminat-o, am ieșit din viața militară și da, într-adevăr, ai anumite, ești privat atât timp cât ești militar, ești privat de anumite drepturi și libertăți pe care ceilalți cetățeni ai noștri le au. Renunțând, și mă rog, renunțând prin prisma faptului că treci în rezervă și aici aș face o mențiune, atât timp cât ești cadru militar în rezervă, poți fi rechemat oricând. Să ferească bunul Dumnezeu de o situație ca la vecinii noștri, noi, cei trecuți în rezervă, suntem chemați, suntem cei care revenim în linia întâi, așa după cum bine făceai referire. Și vom fi acolo ori de câte ori țara ne va cere. Asta asigur pe toată lumea. Noi, cei care, chiar dacă am trecut în rezervă, vom fi rechemați la datorie, ne vom răspunde prezent la apel. Și acum, revenind la ceea ce spuneai, da, într-adevăr, acea rigurozitate m-a caracterizat și după ce am pus haina militară, am dezbrăcat vestonul militar și mi l-am așezat pe braț. Pentru că trebuie și e nevoie de și de oameni de acest gen pentru ca o comunitate să fie ghidată și ghidonată de repere bine stabilite și definite. Ca și individ,
dacă ai această linie trasată, lucrurile nu pot merge decât înspre bine. Dacă ești sau țelul tău este de a fi lângă semeni și aproape de semenii tăi, nu poți să faci decât lucruri bune. Și ajungem la acea conștiință colectivă, dragii mei, pentru că atunci când un om din rândurile lor pleacă, el pleacă doar fizic și de pe statul de plată. Sufletește, eu cred că veți rămâne mereu legați de celălalt și cred că prieteniile și legăturile nu se vor rupe niciodată realmente. Cred că conștiința aceea colectivă care îi caracterizează pe jandarmi îl vor ghida cumva pe invitatul meu din această dimineață. Nu e un secret, noi ne-am tot întâlnit în ultimul timp prin prisma dorinței de a candida, ne-am întâlnit de câteva ori și am început să-l cunosc altfel. De aici și dorința de a-l invita aici, alături de mine, să-l cunoașteți și dumneavoastră, pe omul care a dat vestonul militar jos, dar îl păstrează așa, elegant, pe mână. Mergem un pic mai departe. Cariera militară, 27 de ani, a reținut bine, pentru alții vorba aia, o viață. Da. Un consum, presupun, psihic și fizic, pentru că și sportul și toate au dus probabil la un consum. Acum, întrebarea ar fi așa, la un politician mai cu state vechi, aș fi, când ați început să cochetați cu politica? Adică, când a înflorit acel bujor în sufletul dumneavoastră, să spuneți, aș vrea să încep să mă implic înainte de a da vestonul jos sau după ce ați dat vestonul jos? După cum vă spuneam, atât timp cât ești militar, ești privat de anumite lucruri. Corect. Dar poți să-ți militar, dorești. Absolut. Ca și militar, nu aveai dreptul să faci politică și nici militarii actuali nu au dreptul să facă politică. Poți avea doar opțiuni pe care le păstrezi pentru tine și care te pot ghidona. Acum, legat de opțiunile mele politice, pentru că revenim la ceea ce mă întrebai adineauri, da, eu am avut opțiuni, dar opțiunile mele au fost întotdeauna ghidate de ceea ce poate face o formațiune politică și care îi sunt reperele. Am fost întotdeauna atras de politicile care sunt făcute pentru oameni, în folosul oamenilor, care să aducă un plus valoare oamenilor. Am fost atras de politicile făcute, nu politicile populiste, pentru că astea le vedem toate în flore și lumea le constată. Odată la 4 ani, toate înfloresc. Se dau toate normele peste cap. Nu. Cele reale, ancorate în realitate și care într-adevăr să dorească să facă ceva pentru oameni. Din păcate, timp de 34 de ani, eu spun mereu chestia asta, nu s-au făcut politici pentru oameni. S-au făcut politici ale unor grupuri de interese. Ce m-a determinat pe mine să intru în această bătălie politică? Pentru că eu sunt un luptător, așa după cum aminteai și stând mereu în linia întâi, am fost animat de dorința de a trece de această demagogie populistă și a face efectiv lucruri pentru oameni. Bineînțeles, în măsura în care ele sunt posibile și aplicabile. Pentru că degeaba tu îți dorești OZN-uri, dau un exemplu, dacă nu pot fi realizabile sau nu este apanajul și nu stă în atribuțiunile pentru funcția pe care tu vrei să o ocupi în folosul comunității. Și trebuie să fii foarte ancorat în realitate, trebuie să știi ce să-ți dorești, însă
întotdeauna să pui omul pe linia întâi. El să primeze interesul aproapelui tău. Asta e deosebit la oamenii care vin din linia întâi la propriu. Pentru că ei se duc acolo să ne apere pe noi. Vin acasă și rămân cu aceeași concepție. Asta m-a impresionat întotdeauna la cadrele militare, egal din ce zonă vin. Ei rămân cumva ancorați în dorința de a-i apăra, a-și apăra aproapele. Și a proteja pe cei de lângă, pe cei aflați în nevoință, că până la urmă oamenii la asta se reflectă. Și nu doar pe ei. Atenție, nu doar pe ei. Pentru că omul este structurat de maniera următoare, pe verticală. Este omul care produce, omul care concepe și omul și este gânditorul suprem care dă de lucru tuturor. Mai este o categorie socială care este nevoință, este acea categorie socială care este defavorizată și pentru care trebuie ca tot palierul ăsta de care eu făceam vorbire, trebuie să vină sprijinul lui. Dacă vedem lucrurile structurate de maniera asta, lucrurile nu se pot face decât înspre bine. Da, mereu vom găsi un jandarm care să vină să ne dea mâna în caz de incendiu, apă. O sticlă de apă la căldură. Să vă împingă mașina din meți. Din meți, când rămânem înzăpeziți și uităm să ne schimbăm cauciucurile. Mi-a culpa. Boacăne de tot felul. Așa e, așa e. Asta am întâlnit-o de foarte multe ori. Nu doar la jandarm, la orice cadru. Mergem și salvamont, avem prieteni și pompieri și smurd și adevărată dovadă de curaj. Cred că e o calitate supremă, să spunem așa. Mereu îi întreb. Știți, eu mereu îi întreb pe oamenii ăștia care sunt în serviciu militar, l-am avut și pe Grațian Dânșorian și l-am întrebat și eu îi mai întreb de câte ori îi întâlnesc. Cum stați cu dezvoltarea personală, cu egoismul ăsta așa că mă iubesc pe mine însumi? Cum era aia cu mă iubesc pe mine însumi când plecai în misiune și știai că poate niște mineri au rămas blocați în mină sau... Exact ce am spus, împingi de o mașină, o femeie gravidă, știu cazuri clare, jandarmii au venit, o femeie gravidă blocată într-o mașină, a și născut în mâinile jandarmilor. Cum e cu dezvoltarea asta personală? Cum iubește, să te iubești pe tine? Cum stai? Nu ca asta. Și... Eu făceam referire la evenimentele, mă rog, care ne-au marcat într-un fel sau altul cariera. Da, într-adevăr, eu pot să vă spun că am parcurs toate mineriadele. Le-am prins. Am prins mineriadele, am prins evenimente mai delicate pe vremea când eram la Hunedoara comandant de structură. Ieșea, dacă nu ieșeau minerii, ieșea combinatul. Dacă nu ieșea combinatul, ieșea mina Teliuc și așa mai departe și tot timpul. Însă acel, mă rog, eu sunt capul de șeful la tot așa. Și așa mai departe, aia trebuie să dispară într-o structură în care ai alți oameni de care tu răspunzi. Iar la vremea respectivă, când aveam militari în termen, încă existau militari în termen pe acele perioade la care fac eu referire, în primul rând, mă puneam în pielea părintelui care și-a trimis copilul să satisfacă stagiul militar. Și eu îl duceam în misiune, pentru că așa era procedura. Corect. Îl duceam într-o misiune, dar eram răspunzător de acel copil. Corect. Pe care eu îl formam și implicit eu îi dădeam, îl lăsam să vadă care este nivelul valorilor umane, cum trebuie respectat omul. El se forma. Acei tineri se formau. În perioada satisfacerii stagiului militar, acei tineri se formau. Deveneau bărbați. Deveneau adevărați bărbați care știu să iei decizii în situații limită. Sunt convins că pe foarte mulți dintre ei, acele situații pe care le-am parcurs împreună, cot la cot, mâncând din gamelă,
încălzind câte o gamelă de zăpadă pe foc ca să facem un ceai, pentru că nu aveam apă, mâncând pesmeți, aia ne-a legat pe viață, pe mine, alături de oamenii mei. Pentru că eu întotdeauna am pus siguranța lor și mai mult de atât, m-am gândit întotdeauna să aduc acei tineri, să-i aduc în siguranță acasă și să-i redau familiilor lor în bună stare. Cu mențiunea, preparați pentru ceea ce urmează și ceea ce așteaptă în viață. Deci, ca și dezvoltare personală, cred că un, să zic așa, cred că o șlefuire mai bună de atât nu se poate. Pe pielea lor au trăit evenimente care sunt convins că îi vor marca pe viață și totodată vor ști pe parcursul vieții lor, la rândul lor, să pună omul înaintea tuturor. Pentru că eram conștienți că în fața noastră pot fi părinți de-ai noștri, pot fi frații noștri, pot fi parte din familiile noastre, iar nevoile lor erau și nevoile noastre. Doar că eram de o parte sau de alta a baricadei. Să găsești echilibru. Absolut. Viața este ghidonată de echilibru. Să-ți aperi oamenii și să fii Și să fii totodată să fii om. Să știi să negociezi lucrurile, să le aduci în acel nivel în care să-i conștientizezi pe acei oameni că și tu ești parte din nevoile lor, că și tu înțelegi doleanțele lor, doar că situația face ca să fiți de o parte și de alta a baricadei. Foarte frumos spus, nu luăm pauză, nu dăm publicitate, las să respire pe invitatul meu. Povestea te duce într-o altă zonă, acolo unde ne lipsesc anumite, pentru că ne lipsesc bucăți din istorie, aș spune eu, din istoria noastră modernă, pentru că după 89, eu cred că a rămas o carte nescrisă. Studii istorice vin, s-au făcut zeci, sute de emisiuni, filme, cu 89, 2024, 2023. Se scrie un an istoric în 2024, încă scriem istorie. Este un an atipic, aș putea spune. Da, vom scrie istorie împreună, dragii mei. Dar foarte multe lucruri au rămas nespuse. Pentru că, dintr-un motiv sau altul, generațiile nu s-au terminat, să spunem așa. Sunt pe final, dar nu s-au terminat. Oameni care vin din serviciu militar sau au pe cineva acasă care vine din serviciu militar, încă nu spun cu totul și cu toată gura ce s-a întâmplat în acei ani, pentru că mai există undeva un vârstnic care tot așa a dat vestonul jos. Și cumva respectul față de generațiile care au fost acolo în acel timp autoritar, dictatură și așa mai departe, să nu-i jignim. Pentru că așa au fost vremurile și cumva păstrăm un respect față de este ei. Este acea legătură de castă care nu dispare. Exact, niciodată. Care nu dispare niciodată. Dar dăm citire mesajelor. Bună dimineața, ne spune Edi Hintz. Bună dimineața, Edi. Adrian Mureșan. Bună dimineața, o zi minunată vă doresc. Florin Dorin Popa, bună dimineața. Tanti Maria Hintz ne spune bună dimineața. Prieteni, Tiberiu Claudiu Barstan ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Tibi. Liviu Mihai Barboni, Radu Roșca, Nicola Lucian, Marius Mane ne spune bună dimineața. Malea Mircea, bună dimineața. Daniela Enea, bună dimineața, Dani. Mulțumim pentru ce ați făcut aseară la Hunedoara. Fluture Andreea ne spune bună dimineața. Și noi salutăm, dragii mei, dacă nu văd toate mesajele în direct,
Să știți că Facebook-ul e de vină. Știți că noi tot povestim în fiecare dimineață că unele mesaje nu apar în direct. Eu vă salut cu drag și dau citire mesajelor ca să vă arăt că emisiunea este în direct, dragii mei, că suntem aici live la Dale Dimineții să transmitem celor care ne privesc. Eu aș vrea să cred emoție, pentru că din orice poveste de viață eu mi-aș dori să găsim partea bună și partea plină a paharului și să înțelegem de ce acești oameni au făcut unele alegeri în viață și de ce le schimbă pe parcursul vieții. După școala militară ați mai făcut și altă școală sau v-ați oprit, ați rămas militar de carieră, ați mai schimbat ceva, ați mai adăugat la palmares, da, diplome? Bineînțeles. De profesie sunt inginer. Așa. Am terminat facultatea de inginerie din cadrul Politehnicii Timișoara. Ulterior, mi-am desăvârșit pregătirea, tot în cadrul Politehnicii Timișoara, am desăvârșit pregătirea printr-un master de management, marketing, management și resurse umane. Apoi a urmat alte școli, alte cursuri de top management și ulterior de finanțe, contabilitate, bănci, cu care am încheiat pregătirea, ca să zic așa, pentru că aveam de toate. Dacă vroiam să vând ceva ulterior, după ce mă retrăgeam din militarie, aveam marketingul, dacă și la rând, deci toată întreaga perioadă de când am început cariera militară și până am sfârșit-o, am condus echipe de oameni, colectivități de oameni și am fost membru activ în cadrul colectivităților din care am făcut parte. Întotdeauna am fost vectorul și omul care a coagulat în jurul lui echipe și pe cale de consecință am făcut managementul ulterior, făcând și un management de top. Și dacă mă gândeam să mă ocup de atragerea și de, bineînțeles, de recrutarea de resursă umană, am zis de ce să nu am ca și pregătire și resursele umane, pentru că e bine să știi ce trebuie să conțină o fișă postului, care sunt criteriile de selecție a unui candidat pentru a ocupa o anumită funcție, lucru care, de altfel, gândindu-mă și de perspectivă, e bine să fii acolo, că cine știe ce îți rezervă viitorul și viața și de ce va trebui să te ocupi în viitor. Pe cale de consecință, pe o privire de ansamblu, cred că am cam atins așa tot palierul. O trecere, să spunem, nu neapărat de neimaginat, pentru că toți militarii, după ce se gândesc la perioada de trecere în rezervă, o controversat, să spunem așa, vârsta asta de pensionare mereu adusă în discuție, dar eu aș vrea să înțelegem cu toții consumul fizic, psihic pe care militarii noștri, chiar dacă n-au participat în mod direct la războaiele acelea pe care nu ni le dorim, așa cum le vedem în media în zilele noastre, sunt zone pe glob unde se luptă cu adevărat. Mie mi se pare normal, pentru că treci din serviciu militar să te gândești că viața nu se oprește și că să vrei să oferi ceva societății, că până la urmă asta, aici vreau să ajungem. Există viață și după. Și după. Și că, da, te-ai pensionat tânăr, ok, încă ești în putere. Și poți oferi din experiența și expertiza ta, asta vreau, poți oferi înțeleagă comunității. Exact, exact. Este foarte important să nu întrerup filmul acolo. Dacă pentru activitatea pe care ai depus-o ca și militar, pentru că este o muncă, ca și militar este o muncă nenormată. Chiar dacă ai un program
dau un exemplu, ultimii 12 ani de carieră i-am avut într-o structură administrativă, în structura logistică a Jandarmeriei Hunedoene, ca și șef tehnic, șef compartiment tehnic. Ori, chiar dacă ai un program de la 8 la 16, dau un exemplu, activitatea ta nu se încheie acolo, pentru că activitatea structurii este 24 din 24 cu 24 și cu 24. Deci de genul ăsta. Și atunci pleci acasă când ți-ai încheiat activitățile, însă tu ești conectat în continuare la nevoile județului, la nevoile celorlalte structuri care au nevoie de tine într-o situație dată. Sau, ca să parafrazez un clasic coleg de-al meu, care spunea, băi, roata trebuie să se învârtă 24 din 24, militarul trebuie să fie echipat când se duce în teren și tu, ca și parte, componentă a structurii logistice, tu trebuie să te ocupi de tehnică, trebuie să aibă tot ce trebuie și să lucrurile să funcționeze. Asta duce la o uzură, așa după cum bine spuneai, însă, și de asta statul și legislația a hotărât că e bine ca de la o anumită vârstă să te retragi, să lași locul altora care să vină cu vigoare, exact, cu energie, tine, cu nerv. Pentru că tot un coleg, tot din structura Ministerului de Interne, spunea, băi fraților, păi dacă lăsăm pompierul să lucreze până la 65 de ani, eu tare îmi doresc să iardă casa lui ăla care vrea să facă legislația asta și să vină pompierul ăla de 65 de ani să se suie pe scara de incendiu, să-i stingă incendiul la casă. Deci ceva de genul. Ori, într-adevăr, este vorba de ceea ce poți oferi și după, pentru că pe parcursul carierei ai dobândit experiență, ai expertiză și așa, corect, după cum făceam referire anterior, da, eu mi-am desăvârșit pregătirea pe toate palierele și consider că pot să ofer în continuare comunității, pentru că am fost un om și sunt un om dedicat semenilor mei, comunității din care fac parte, și consider că pot să dau în continuare din experiența și expertiza mea să fac lucruri bune pentru comunitatea din care fac parte. Nu inventăm roata, doar o învârtim. Doar o învârtim. Roata au inventat-o alții. Noi doar o ajutăm să se învârtă. Mai avem foarte puțin din emisiune, din păcate. Și ar fi atât de multe de spus. Am zis, o să facem un serial. Curg mesajele, Cristi Luca ne spune bună dimineața, Ciprian Titi Stoica vă spune bună dimineața, Alexandra Truță ne urează o zi minunată și plină de realizări. Letiția Risarda Povirjan, bună dimineața, frate de aur, mult succes în tot ceea ce faci. Așa e, mulțumim. Dacă nu o să mai dau citire mesajelor, e pentru că timpul mai e foarte scurt și aș vrea să mai atingem să comprimăm cu două subiecte. Am înțeles, militarii nu se pensionează legal, nu trec niciodată dincolo de noi, rămân aproape de noi, asta era ideea, să nu ne fie frică, să punem întrebările așa cum le punem în spate. Să le spunem și așa pe față. Și cuvântul familie. Cât de importantă e familia pentru omul Gabriel Ionașcu? Familia este foarte importantă. Familia, în sensul ei, este sfântă, aș putea spune. Sunt situații în care adulții nu se mai înțeleg. Corect. Însă nu trebuie să uiți niciodată faptul că ai copii. Sunteți părinte. Ești părinte și că ai o datorie, în primul rând, de a educa în continuare acel copil și totodată să-l conștientizezi că atunci când lucrurile nu mai funcționează, e bine să spui stop. Trebuie să regândești situația și să faci lucrurile să fie bine. Ca și adult, repet, faci alegeri, ai dreptul la opțiuni, însă trebuie să faci ca acel copil să nu simtă că există o ruptură și acea ruptură pe el îl va afecta într-un fel sau altul.
familia, așa cum o concep eu, este cea la care se face referire din moș strămoș, adică cea constituită dintre un bărbat și o femeie. Nici de cum sub o altă formă, cum se încearcă să se inducă de la Bruxelles. Asta este unul dintre motivele pe care m-au atras pe mine în aur, acei patru piloni, și anume familie, credință, libertate și națiune. Asta este doctrina care pe mine m-a făcut să ader la acest partid și m-am regăsit în totalitate în el. Pe mine personal, faptul că am fost căsătorit și ulterior am divorțat, asta nu înseamnă că ar trebui să fiu ostracizat. Corect. Repet, vine o vreme când poate datorită unor situații, adulții nu se mai înțeleg. Și e bine să cu calm, cu liniște, să te gândești ce este de făcut în acea situație și interesul copiilor să primeze. Fapt care l-am făcut și eu, asta nu înseamnă că eu n-am avut în continuare o colaborare foarte bună în ceea ce privește fostul meu partener de viață, în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor. Fapt ce dovedește că acei copii au crescut foarte bine, sunt foarte mândru de ei, de realizările lor, am niște copii minunați care și-au desăvârșit studiile, au rezultate foarte bune, să mă fac mândru, să mă fac să fiu mândru de ei. Fata mea cea mică, anul trecut, a avut un film care a fost semifinalist la Festivalul Internațional de la SIF, la care ea a scris și scenariul și l-a și produs, un scurtmetraj. Absolvenți de universități de prestigiu din Danemarca, a Universității București. Adică, până la urma urmei, familia este tot ce contează, indiferent de formă. E mai bine să, atunci când nu mai funcționează lucrurile, e mai bine să o rupi, dar să fii totuși ancorat acolo, să faci parte din ea. Mai avem mai puțin de 5 minute. 2 minute, zice Rosi. Și el e șeful, nu avem ce să facem. Aș fi întrebat care e cel mai mare regret. Dar trec peste această întrebare. O să ne mai întâlnim în 2024 cu siguranță și nu o să scăpați, domnule Gabriel Iorașcu, o să vă întreb. Dar acum vreau să vă întreb, înainte să ne luăm la revedere, care e cea mai mare dorință a lui Gabriel Ionașcu, astăzi candidat la primăria Deva. Ce își dorește? Care e cea mai mare dorință a omului care s-a înscris într-o cursă? Îmi doresc ca deveni să-mi ofere posibilitatea de a face și a-mi demonstra calitățile și capacitățile de care sunt în stare și a face lucruri bune pentru ei. Este, dacă ai veni acum și ai spune că de mâine va curge lapte și miere pe străzile Devei, lumea ți-ar zice, omule, ești nebun. Însă, pe o proiecție foarte bine stabilită și definită, adică ceea ce se poate face pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, cu o prezentare de genul ăsta, eu sunt convins că devenii vor înțelege că este momentul să aleagă Gabriel Ionașcu. Este momentul să aleagă un om care pe parcursul carierei a dovedit, prin realizările pe care le-a avut, a dovedit că este un om integru, un om corect, un om dedicat semenilor săi, un om care este ancorat în cei patru piloni la care eu făceam referire anterior, și anume la credință, familie, libertate, națiune, este ancorat acolo, crede, simte și trăiește în felul acesta și un astfel de om nu poate face decât lucruri bune pentru semenii lui.
Un astfel de om întotdeauna va pune omul și nevoile lui înainte de toate. Ori lucrurile sunt relativ simple. Trebuie să identifici nevoia fiecărui cetățean din municipiul de Eva, să identifici nevoile lui și tu să treci la a pune în aplicare ceea ce îl doare pe om. Din păcate, timpul de emisie s-a scurs. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc pentru sinceritatea cu care ne-ați dezvăluit astăzi părți din viața dumneavoastră. Vă dorim succes în această cursă electorală, pentru că va fi una destul de scurtă, dar intensă, cred eu. Sper să ne mai întâlnim chiar și aici, la Dale Dimineții, și să putem să coborâm cât mai aproape de oamenii, de devenii noștri dragi, hunedorenii noștri dragi, că până la urmă suntem aici pentru dumneavoastră. Vă doresc succes! Mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea prin intermediul acestei emisiuni să îmi deschid sufletul, ca să spun așa, locuitorilor urbei noastre și nu numai. Este un prilej ca oamenii să poată să descopere ce se află în spatele candidatului Gabriel Ionașcu. Omul care este și până la urma urmei, eu sper să le fi fost de folos sub o formă sau alta și să își creioneze propria părere, ne lăsându-se influențați de, eu știu, anumite otrăvuri venite pe surse din stânga, din dreapta, lucruri care sunt nefirești, dar până la urmă omii sunt normale, pentru că toată lumea își poate da cu presupusul despre X sau despre Y și este mult mai simplu să nu vorbești despre problemele tale, ci să te uiți în ograda vecinului și să vezi sau să inventezi mizerie în ograda vecinului. Da, corect. Păi, asta e la noi, la români. Da. Ce să facem? Mâine dimineață, dragii mei, ne revedem aici la Dale Dimineții cu o mireazmă de lavandă adusă de Maria Buda. Vine să ne povestească despre cum e viața la țară. Până mâine dimineață, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, eu vă doresc o zi minunată. Vă doresc să reușiți să atingeți acel punct din sufletul dumneavoastră pe care l-a pus Dumnezeu, bunătatea, și să încercăm să o facem să înflorească, pentru că e primăvară, pentru că e un nou început în fiecare zi. Până mâine, știți deja, dar eu vă mai spun o dată, vă iubesc, iubiți și voi!